Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Astăzi doresc să vă prezint o serie de măsuri organizatorice pentru eficientizarea activității Ministerului Afacerilor Interne, precum și stadiul pregătirii pentru alegeri. În ultimii 5 ani, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au plecat din sistem peste 30.000 de persoane. Doar la nivelul anului trecut s-au înregistrat circa 7.000 de plecări, printre care peste 6.500 ca urmare a accesării dreptului la pensie, peste 1.000 de ofițeri și peste 5.500 agenți de poliție, maestri militari și subofițeri. În prezent, deficitul de polițiști și de cadre militare înregistrat este de peste 21% pentru categoria ofițerilor și peste 12% pentru agenți de poliție, maestri militari și subofițeri. Pentru reducerea deficitului de personal, am aprobat pentru perioada următoare demararea procedurilor de concurs în vederea încadrării a 2073 de posturi de execuție de ofițer prin trecerea agenților de poliție, maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor. De asemenea, în scopul acoperirii deficitului de personal din cadrul Inspectoratului General de Aviație, am aprobat deblocarea 33 de posturi de piloți, ingineri de aviație și subofițeri în vederea încadrării directe și prin rechemare în activitate. Aș vrea să vă anunț că după jumătatea lunii decembrie vor fi încadrați în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne cei 1729 de absolvenți ai școlilor post-liceale de agenți de poliție și subofițeri. Ulterior ocupării acestor posturi, vom continua și cu alte măsuri prin care să reducem deficitul de personal, inclusiv prin încadrări din sursă externă, așa cum este proiectul nostru finalizat pentru reforma în Ministerul Afacerilor Interne. Așadar, am luat toate aceste decizii pentru că scopul nostru este să protejăm românii, să creștem eficiența misiunilor de salvare a persoanelor și să continuăm consolidarea încrederii în acest minister. Cu privire la alegeri, aș dori să vă comunic că în ceea ce privește stadiul pregătirii acestora, alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, în toate județele, activitățile s-au desfășurat conform programului calendaristic aprobat de către guvern. Toate termenele prevăzute în calendar au fost respectate fără a avea sincope sau disfuncționalități care să afecteze procesul de organizare. Pentru ministerul pe care îl conduc, a fost un efort extrem de important, având în vedere și sarcinile pe care le avem de îndeplinit în contextul evoluției situației epidemiologice din România. Pentru asigurarea măsurilor de protecție sanitară pe timpul procesului de votare, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost achiziționate și distribuite către instituțiile prefectului peste 8.200.000 de măști faciale de uz medical, peste 3.300.000 de mănuși de unică utilizare și 50.000 de litri de substanțe pentru dezinfecția mâinilor. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a finalizat și procedurile de achiziție pentru timbrele autocolante și ștampilele cu mențiunea votat. Buletinele de vot și celelalte materiale necesare votării vor fi predate către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, potrivit graficului realizat la nivelul instituției prefectului. În continuare, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor asigura protecția celor 18.802 secții de votare, iar în ziua votului, pentru derularea în condiții de securitate a procesului electoral, vor fi
prezente la datorie peste 40.000 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne. Măsurile organizatorice pe care le-am stabilit din timp și evaluările permanente pe care le-am făcut au permis asigurarea unui climat de siguranță publică în toată această perioadă electorală. Pot să garantez pentru toți cetățenii că acest climat de ordine și siguranță publică se va păstra până la finalul campaniei electorale, dar și în ziua votului. Am solicitat angajaților MAI să dea dovadă de celeritate în rezolvarea tuturor sesizărilor. Echidistanță și profesionalism, indiferent de calitatea persoanelor implicate, astfel încât aceste alegeri să se desfășoare ireproșabil. Am încredere că echipa din Ministerul Afacerilor Interne, care a confirmat în nenumărate rânduri că poate îndeplini cu rezultate foarte bune acțiunile încredințate, va reuși și de această dată să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Asigur toți cetățenii că măsurile de protecție sanitară din secțiile de votare sunt aplicate și respectate, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în siguranță. Suntem în legătură cu toate autoritățile locale, astfel încât ziua votului să fie o zi și sigură și importantă pentru fiecare român. Vreau să vă mai dau o informație care este legată de o postare pe Facebook. În urma acestei postări, cu privire la acordarea primului ajutor unui copil aflat în pericol de moarte, prin telefon, de către un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a fost salvat un copil. Analizând impactul de peste 3 milioane de urmăritori și peste 180.000 de comentarii, aprecieri și distribuiri, am luat o decizie pentru a veni în întâmpinarea dorinței românilor. Îl invit pe domnul general Iamandi să vă dea detalii, după care vă voi prezenta și un proiect de suflet care este demarat și îl vom finaliza, proiectul legat de poliția animalelor, imediat după intervenția domnului Iamandi. Vă rog, domnule general. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua! O activitate importantă și o prioritate a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este pregătirea în domeniul situațiilor de urgență. Această pregătire începe încă de la grupele mici de grădiniță, grupele școlare, până la studenți și, bineînțeles, toate celelalte categorii de populație, inclusiv angajați. Desfășurăm pregătiri în școli cu prioritate, pentru că știm foarte bine, de acolo trebuie să înceapă educația, însă, la inițiativa domnului ministru, vom începe să desfășurăm și o altă categorie de pregătire, aceea live pe Facebook, pe pagina de Facebook a Inspectoratului General, acolo unde ne vom întâlni cu toți urmăritorii noștri și unde vom interacționa astfel încât să perfecționăm cât mai mult această activitate de pregătire. Știm foarte bine că secunda contează. Și suntem deschiși oricăror propuneri din partea dumneavoastră, ori de câte ori veți avea ocazia, pentru a ne îmbunătăți și noi activitatea de pregătire. Mulțumesc, domnule ministru, și sperăm ca în viitor activitatea aceasta să fie bine apreciată la nivelul populației. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule general. Acordarea primului ajutor este esențială pentru fiecare din noi. Chiar dacă acum, în situația de epidemie, într-o situație complicată, delicată, aceste cursuri vor fi online. După ce ne vom liniști și vom putea să ne bucurăm de viață fără a avea mască, fără a ne adapta la unele rigori, la unele restricții pentru a ne proteja viața noastră și a celor dragi, atunci când vom avea o viață normală, ca să spun așa, aceste cursuri vor coborâ din mediul online în fiecare județ. Îmi doresc, fiind prins și în proiectul de reformă acest gând, ca aceste cursuri de prim ajutor să fie organizate în fiecare localitate, în fiecare comună din România, de către specialiștii din IGSU. Se pot face, nu este complicat, dar este bine să știm fiecare cum putem să salvăm o viață.
Dacă salvăm o viață, salvăm o lume întreagă. Pentru că vorbim de viață, vreau să vă spun că, având în vedere recenta înființarea Poliției Animalelor, precum și măsurile legislative complementare aprobate în ședința de guvern de săptămâna trecută, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne urmează să fie operaționalizate structurile teritoriale. Astfel, vom demara în perioada imediat următoare procedurile de concurs în vederea încadrării directe a 86 de posturi de medici veterinari, prevăzute a fi ocupate cu funcționari publici cu statut special de polițiști. În paralel, avem în desfășurare procedura de achiziție a 42 de auto-utilitare noi, care vor intra în dotarea structurilor teritoriale ale Poliției Animalelor. Până la sfârșitul acestui an, deoarece îmi doresc și eu și echipa mea ca Poliția Animalelor să fie o structură distinctă, o structură vizibilă și în același timp personalizată în public, în societate. Vreau să vă spun că am găsit în domnul Marius Chirtă și Fundația Cola Cariola parteneri de nădejde dispuși să ajute și să fie alături de noi în acest proiect, la fel cum este și domnul doctor Lucian Rugină. Pentru că este un moment important și vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor care au fost alături de noi în a creiona, a construi, a promova, a adopta și a publica această lege a Poliției Animalelor, Ordonanța de Urgență. Vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor, pentru că acesta nu este un proiect de suflet doar al meu, este al multor români. L-am inițiat împreună cu ei, încă de la începutul mandatului, și doresc ca până la finalul acestui an, Poliția Animalelor să fie o structură complet operaționalizată. Vă rog să-mi permiteți să-l invit pe domnul Marius Chirtă, reprezentantul, să spunem, tuturor susținătorilor în acest demers, să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule. Bună ziua! Pentru mine, ca reprezentant al unui ONG și ca om, cetățean care de aproape de 7 ani încearcă să schimbe ceva pentru animale din România, este, să spun așa, nu știu, un nou început. Vreau să vă mulțumesc domnului ministru pentru tot sprijinul. Îmi cer scuze, am emoții. Chiar am emoții, n-am fost niciodată pus în postura asta. Știu cât de mult am îndurat, știu de câte ori m-am lovit de autorități, știu de câte ori am bătut pe la uși să încerc să schimb ceva. Vreau să asigur, oamenii, să zic așa, această comunitate a iubitorilor de animale, că lucrurile merg spre bine, că au fost extrem de multe discuții, că e foarte important că domnul ministru și nu numai ne-au invitat și ne-au ascultat în legătură cu problemele reale din stradă, pentru că din pix se pot schimba multe. Au fost discuții interminabile, sunt și cu domnul doctor Lucian Rugină, cunoscut în comunitatea noastră, ca poate unul dintre cei mai buni din Europa, și vreau să asigur oamenii care ne susțin și ne urmăresc că în sfârșit ceva bine pentru animalele din România se va schimba și poate chiar de la începutul anului viitor. Vă mulțumesc, domnule ministru, încă o dată îmi cer scuze, eu sunt un cetățean de rând, așa mă consider, am emoții și cred că din maximum pentru mine, în tot cei 7 ani, și numai eu știu câte am văzut și câte am îndurat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim tuturor și vă dorim multă, multă sănătate. Mulțumesc. E un pas.